Astăzi o să facem vânătoarea de dash în second hand cu Rafo, Idkapa și Andrew acolo. Idkapa cu Andrew în echipă, eu cu Rafo de data asta. Când ați fost ultima oară în SH, băieți? Când am fost cu tine. Când eram mic. Acum 7 ani. N-am fost, nu? București, voi doi ați fost vreodată? Am fost odată, da. Băi, o să avem echipele în felul următor, eu, Rafo, Idkapa, Andrew. Sunt curios și nu o să găsească perechea mai șmecheră de Adidas și batem? Batem ce c***a, că avem cituri. Vă batem rău, o să vedeți. Avem o oră să vedem cine o să găsească cea mai tare pereche de Adidas în București, în second hand-uri, așa că let's go! Ești pregătit, Rafo? Da, sunt pregătit, ce să zic. Sincer, sunt și eu foarte, foarte curios ce o să găsim tura asta în SH, pentru că n-am mai fost de foarte, foarte mult timp să fac vânătoarea de Adidas și sunt mega, mega curios ce o să găsim. Ce vrei? Ce pereche te aștepți? Direct Amiri. Amiri-uri, nu. Am găsit Balenciaga. Da, am găsit Balenciaga, am găsit Easy-uri, da, adică poți să găsești. Da, 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 original. Când urmează următorul material, Rafa, mai ales următorul că știu că de luxul vine de la album? Încă nu m-am hotărât, încă nu m-am hotărât dacă este de luxul. Ok. Avem piese. Deocamdată mă gândesc la faptul că am filmat ieri Urbanist și sunt foarte curios cum o să meargă. Am făcut clipul la Nicamar, sunt foarte curios cum o să se ducă. Avem piese, facem piese, nu contează. Deci ești pregătit, să zic, da, așa, da, pe partea, clar, asta muzicală, clar. Ok, beton. Ce așteptări ai pe partea de concert, pe partea de la anul? Bă, dacă încep concertul ar fi tare, mea, ce zic? Bă, la Beach Prince, uite, o să zic sincer, eu mă așteptam să cânt în gol 15 minute. Bă, și când am auzit că mă strigau de dinainte, gen am zis, bă, nu se poate. Ți-o tăia picioarele. Da, coai, să teau așa, gen, primul tău concert, de fapt. Da, primul meu concert. Eu nu știam cum arată Rafa, adică eu am crezut că e un băiat slăbuț. Așa a zis toată lumea. Pe fix așa mă așteptam să arate, fix un băiat skinny cu șapcă în cap. Asta, eu așa vedeam pe Rafa, acest Rafa. Și după m-am speriat, gen, da, n-am anticipat această chestie. Adidas. Adidas, bro. Mamă, sunt cinele. Da, Florin? Vezi că Polo. Vezi că Polo. Și cât sunt? Cât sunt? Și ești tot Polo. 223. Hai, unde mai sunt Adidas? Am găsit niște zanotiuri. Da, mă, zanotiuri. Stai că scrie pe ei. Jenny Fairy. Cred că mergem la Munda. Da, cred că mergem la Munda. Hai la Munda. Unde mă n-ai cu? Hai mă, că de-asta am luat și data trecută pe portocaliu. Știi care e diferența la noi? Că prostul ăla de Georgescu știe unde să se ducă. Că știe se caie. Și acum urmează disul, să fiți pregătiți. Din păcate nu am găsit nimic în primul magazin. Oh, ce păcat! Dar nu ne dăm bătuți. Suntem de-abia la începutul drumeției noastre îndelungate și v-am zis, urmează mare dis către Georgescu. Fac Georgescu. Oare ce rău ți-am făcut? Prin câte rele am trecut? La prima greșeală au dispărut. Nici nu mai dau salut, sunt un necunoscut. Vă dați seama, primele locuri în care mergem o să fie consignația 7 și 8 shop, adică unde sigur mergem la siguranță 90% că găsim ceva beton. Nu știu dacă găsim ceva beton în prețul în care ne interesează pe noi, știi? Facem într-o cola puternic, îi zicem, doamna, știți, aveți un Instagram, mai băgăm și noi așa, pac, pac, mai ieșim, mai cerșim puțin. Da, domnul, hai că am ajuns la primul. Ia vezi. Opa, 500 de lei ăștia. Da. Ia vezi ăștia cu Heron Preston. Bă, ești prost? Stai, bă. Hă? Bă, what the fuck? Ăștia chiar sunt tari cu Heron, nu? Sunt tari de tot. Da, ce bani? 749. Poate negociam, eu pe ăștia aș negocia. Ia vezi, ziuri. E, 1200 de lei. Rămân aici. Trebuie să fie și ceva tare, că facem contra cineva. Ăștia sunt cam crampoane. Da, ia vezi ăștia. Ok, deci ăștia ar fi la 150, da? Da. Ok, și atunci vrei... revin, mai mă duc să mai mă uit și revenim. De... Cum, ce zici de ăștia? Băi, sunt pe stilul ăla. Mă, Kenzo e brand de drăguțe. Da, te-ai uit. Ăștia? Ia să vedem ăștia. Uite, 149. Puma și au și cutie, cred. 149 ăștia cu tot cu cutie, vezi? Ia vezi. Ha? Facem un Versace? Ha? Vedem, facem. Dar îl tragem? Sunt cu 0 în plus. Da. 1500 de lei. Dacă ne dai, nu știu, a 10-a parte. Cât? 90%? Îmi lași doar și retul. Da, tăim a 10-a parte. Îmi dai și retul. Cât sunt? Îți 1990 cu 20% discount. Da, nu se poate. Nu există, doamne. Ia vezi, și pradaurile astea? 6-7. Un pic așa nebunie pe culoare? Vezi că să mor eu, gen, dacă nu avea un 0 în plus. Dacă n-avea un 0 în plus, era super, nu? Era fantastic. Ne descurcăm. Am ajuns la a doua încercare de second hand with my man Andrew and my boy Alex, because I don't call him Butu. Deci să știți de la mine că o lume minunată e aia plină de femei face și atrabenzi. Georgescu, pentru că știe facem, Bucureștiu. Trebuie să facem Georgescu. E Georgescu, fiindcă știe Bucureștiu. Și nu știu să mă duc în SH pentru că nu știu. Eu sunt Idkapa, adică nu știu. Și eu îți dau la pentru că știu că vrei să mă ataci. Fraiere, te rog să taci.
dacă vin la tine pe înserate, vin cu Andrew care are mare spate. Și nu mă refer la băieți, mă refer că e gras și că mănâncă mulți mici. I'm just joking, you know, I'm playing around. I just wanted to say that Georgescu is my brother and Rafa is my brother too. Ce fama Aris? Ești bine? I love Aris, man. If you don't know Aris and Eddie, you are a fucking bitch. Georgescu o să întoarcă cu Air Force sau ceva, adică... Da, bro, o să vină cu ceva. Să zic că găsi la copii ceva și șmecher, spar pe Georgescu. Jordan de copii, da. Uite. Bro, să ai la Victorie, la Monda Mare. Păi și de ce n-am mers acolo, bro? Eu acolo am crezut că mergem. Haide mă la Monda ăla de la Victoria. De ce nu mi-a zis acolo? Păi eu știu unde vineai tu. Mă scuzați, hai. Deci uite-te și tu, de ce dăm noi? Uite, de ce dăm? Mașina de scris. Vezi că asta e foarte tare. Eu nu pentru ce căutăm noi. Da. Hai, mergem la Mini Prix ăla? Mergem la ăla și luăm Ralf. Ah, ăla de la el? Ăia, frate, că așa ne... Nu vezi că n-are. Deci doamna Alexandra ne-a trimis direct în sânge de săraci și mergem în alt loc. Da, fix așa, fix așa ne-a făcut, mergem la 8-8. Da, exact, ne-a arătat, dar e pe colț aici, dacă sunteți mai săraci. Bă, într-adevăr, nici nu vreau să aruncăm foarte, foarte mulți bani pe asta, că ăsta e și scopul, să găsim perechi ieftine, că așa puteam să iau de aici o pereche la 1500 de lei și rupeam gura târgului. Exact. Sincer, eu nu-mi pun speranțele în 8-8, că dacă nu găsim la 8-8 tura asta, trebuie să mergem la Monda și acolo e cu haine la kilogram. Și acolo e mai greu cu filmatul, că trebuie să filmăm pe șustache. Și avem ditai camera, da, după noi. Ia vezi domnul, direct aici. E asta Adidas. Da, ăștia la fel. Adidas, Reebok. Adidas-urile astea nu sunt la 140, să știi. Cum mai are strâiurile astea? 200 de lei. Poate... Vrei să le negociem pe astea? Adică RX-urile astea? Eu pe astea le-aș negocia sincer la 150 de lei dacă ar fi. Ia vezi domnul. Să mor tu de nu luăm ăștia. Să mor tu de nu-i luăm fix pe ăștia. 150. Bă, ești prost? Hmm? Zi ăștia. Vezi că rupe. Deci ce vrei să facem? Zi repede, care e decizia finală pe care vrea să o luăm? Nu știu, mi se par mai tari. Chiar ai dreptate, gen ăștia și așa gălbejiți, știi? Da, nu știu, ăștia mi se par mult mai tari, gemeți. Ia uite, gen parcă mi se par fix acolo. Dacă erau gen un gemel mai mare, să mă rog, nu care intra pe un om. Bă, vezi că o să-i porți pe aia gen. Nu tu. Bine, vorba vine, da. Sau ăștia, mă. Voi ce ați alege în locul nostru? O să vedeți la final ce am ales noi, doar că nu știu ce aș alege dintre ei. Ia vedeți, scrieți voi acum în secțiunea de comentarii ce ați alege. Perfect, ne gândim și revenim imediat după ce ne mai uităm un pic pe aici, dacă găsim ceva de filmat, filmăm. 150 de lei perchea de Adidas și da, n-am avut cum, am luat și vinilul ăsta să-l dăm cadou lui Butu Ileana, sărăroiu. Da, vedeți aici piesă, Dorule câine turbat, deci de-abia aștept să vedem. Îți place vinilul ăsta? E bun rău de tot. Eu zic că pentru Butu ar fi gen cea mai bună alegere. Pentru Butu, nu? Sau tăia pădurile. Bă, de vreau să-l ascult, dar nu știu să pun eu vinilul gen. Nici eu, habar n-am. Băieți, salut! Ne-am întors la primul TH la care am fost prima dată, deoarece nu am reușit, fraților, să găsim nimic și vom cumpăra perechea de Ralph Lauren-uri pe care le-am văzut prima dată. Mă scuzați. E ok? A? Cât o să asta? 220. Aici cea ceva de 150 lei. Sunt mai tare ăștia. Mai tare aia sau ăștia? Păi da, ăștia sunt așa mai runner, mai... Eu știu. E, tu ce zici? Sunt mai ușori, mă. Mișto arată. Mai mișto ăștia? Da. Ia, ăștia. Ăștia, bro. Direct. Zi tu, ăștia, nu? Cu galben. Oricând, oricând. Aia zic, haide să-i luăm pe ăștia. Când zic că pe ăștia, dacă gen te duci în pick and clop în Burg, da, dai 5 milioane, 6 milioane. Oh, so we got them, man! We got the shoes! Hai, hai. We got the sneakers! So, we have here a pair of US Polo ASS and... Wow, asta e ce-am găsit noi. Ce-ați găsit, domnilor? Ce-ați găsit? Vreau să vă trag. Ia, hai să vedem. US Polo, ok. Nu știu ce să zic, ce zic, Rafa. Deja știu, deja. Ce, ia? Niște NMD-uri, cred. Dar cât a stat de curiozitate? O oră, da. Am stat... Ok, și cât a costat, ca și curiozitate? 220 ron. A little bit more expensive, nu știu. Hai să vedem in the cap ce aveți acolo. 3, 2, 1 și... Nu fi nebun. Nu compare, efectiv. Așa nu se cu lochelile astea, voi ne vedeți. Da, hai, cu rimă nu vorbim. Voi, asta e second hand. Sunteți ratați, voi. Uite-te. Asta e second hand în p***a mea, când se văd. Se vede că a umblat omul cu el. Da, nici mie. Bro, mie nu mi se pare că ăștia se hași, uite-i. Uite-i spurtați. Păi și ăștia aici, uite, frate. Bă, i-a spurtați acolo la mișto, sunteți nebun la cap. N-aveam coie ce să luăm, sunteți nebun. Da, dar sunt noi ăștia, au eticheta, bă, au eticheta. Talpă purtată,
și talpă nepurtată. Uite-te coaie, că e mai albă decât... Pentru asta trebuie să mâncați sos iute. Yes! N-avem ce să facem. Pentru asta trebuie să mâncați sos iute, că n-ați respectat tema. Ce lăcheală să mă... Dar nu vezi, dar cel mai iute... Deci n-am respectat tema, n-am ce să fac. N-ați respectat, n-ați respectat, eu n-am ce să vă fac. Eu am crezut că, băi, o să respectați. E prima oară când cineva nu respectă. Dar treci în coară, că nu mai vorbesc cu tine. Dacă mănâncă în coară, nu mai vorbesc cu tine. Bă, Butu, eu am mai încercat odată și dacă mănâncă și Butu, mănânc și eu. Hai, mâncați toți, hai, vino aici. Eu am încercat la Denis și la Coman și am zis că... Vino aici! Gata, vino aici. Nu, vino aici! Nu, coaie! Bă, gata, hai. Hai, apucați-vă! 3, 2, 1 și... Mamă, nu! Am o coaie, simte. Nu, vreau să-ți gui, simte o coaie, ești nebun. Gata, coaie, vedem. Cum a fost pentru? E bună să moară, familia mea! Intră capa! Pe o scară de la 1 la 10, cam cât de iute a fost sosul? 9. 9? 9 și un pic. Gen, am crezut că o să fie nașpa, da, o. Gândește că eu n-am băut. E de cash. Băi, e de capa, asta a fost pedeapsa voastră. Nu pot să cred, bro. Cât de rău a fost? Cel mai rău din viața mea. Bă, dar coaie la mine îmi pus cel mai mult, ai văzut? Da, pentru că și-a mi-au luat aia. Dar ți-am luat și eu din ce aia. Da, ți-a luat și butu. Mi-ați luat ură. Cât de rău a fost? Încă e, bro, mă. Nu ai mâncat vreodată așa ceva de iute? Băi, băieți, vreau să scrieți voi, de fapt, în secțiunea de comentarii, care dintre cele două perechi v-a plăcut mai mult, chiar dacă perechea lui Idcapa și a lui Andrew și a lui Butu din spatele camerei n-a respectat, din punctul meu de vedere, deloc regulamentul, pentru că era clar o pereche din SH. Bă, vreau să vă întreb pe voi ce urmează. Urmează albumul de producător al lui Andrew? Momentan nu, probabil, nu-ți mai zic viitor, dar... În viitor, Nu mai zic pe bune. Tu îi de capa la tine, urmează ceva? Ți-am zis și la Bișpis că urmează albumul în toamnă, dar atât. Și dă-mi și mie un nume. Nu-ți dau că m-ai supărat astăzi. Sunt dezamăgit total de ziua de astăzi. Sunt dezamăgit de prietenii mei că m-au... Lăchit. Da, pe față. Păi și da, cred că cam asta a fost cu vlogul de azi. Ca de fiecare dată uitați de like, share, cum subscribe, toate alea realitate. Dați follow pe Instagram la Georgescu, Rafa acolo, IDK aici și cu Andrew. Da, fraților, eu am fost Georgescu. Scrieți în secțiunea de comentarii care dintre astea două perechi v-a plăcut mai mult. Și ca de fiecare dată nu uitați folosiți codul Georgescu pe site-ul celor de la Buzz sau în magazine. V-am pat, pa!